Bine ați venit la TV Break. Sunt Adrian Barbu și astăzi vorbim despre fasting sau post, cum s-ar zice la creștini. That salad's totally grossing me out. I've completely lost my appetite. Ideea de alimentație vegetariană și reducerea consumului de carne impactează asupra sănătății noastre și asupra ecosistemului în ansamblul său. It's not that vegetable eaters are bad people. It's just that they're terrible people. Există multe metode de detoxifiere. Printre ele se numără și fastingul sau postul, cum este acceptat de majoritatea religiilor. În religia creștină avem post aproape 200 de zile pe an, ceea ce poate fi mult sau puțin. Detalii aflăm de la Dr. Mit, care ne învață și cum trebuie să mâncăm și de ce trebuie să fim omnivori și de ce e bun fastingul. Haideți să-l urmărim. Dacă este să o iau de la extrem la cât de cât ok, cât de cât normal, ne uităm la, poate aș începe cu postul negru, cel în care câteva zile nu te alimentezi deloc, doar bei apă. Este intens, poate duce la ceva schimbări, adaptări metabolice, pentru că nu e o schimbare. Organismul nu este ca și când află pentru prima oară că se întâmplă ceva și schimbă metabolismul. Nu, își adaptează metabolismul. Al doilea pe listă, pe locul 2 ar fi Ramadanul, unde nu bei apă, nu mănânci pe parcursul zilei, cât este soarele sus, cum a sfințit soarele rupi, și care are o motivație morală, psihologică intensă. Al treilea pe listă ar fi postul, cel în care nu mănânci decât anumite tipuri de alimente de origine non-animală și așa mai departe, și nu consumi alcool. Mergând către zona modernă, vorbim de intermittent fasting, unde un număr de zile poți să nu mănânci deloc, dar poți să consumi apă, după care ai mâncat, poți să mănânci și a doua zi, dar și câteva zile se întâmplă, este foarte dezordonat, foarte neregulat, astfel încât să țină organismul în șah. Iar la final vorbim de fasting, care fastingul este, din punctul meu de vedere, poate că ar trebui să devină o formă de alimentație larg răspândită și să meargă către normalitate. În sensul în care mănânci zilnic, dar mănânci o singură masă și la intervale orare neregulate, în sensul în care am mâncat dimineața la prânz la ora 12 azi și mâine mai mănânc la ora 18. Și cantitățile respectă bunul simț, în sensul în care nu mănânc într-o masă ceea ce aș mânca în 3 mese. Iar la nivel, varianta actuală, cea mai comună, care din punctul meu de vedere este și cea mai nefericită, sunt 3 mese pe zi, câteodată cu ciuguleli între, în care avem alimentație carnivoră aproape la toate trei și care a dus la pandemia de obezitate despre care povestim. I could never eat plants that are raised in crowded farms in inhumane living conditions with less than 1 square inch of space per stalk, stuck in the soil against their will. A fi vegan poate să aibă o amprentă de carbon, o amprentă biologică majoră la nivel planetar. În sensul în care alimentația aceasta excesiv carnivoră a dus la crearea de ferme de animale foarte mari. Fermele de animale foarte mari sunt susținute de către câmpuri de cereale foarte întinse. Astfel încât suprafața agricolă a umanității este în mare parte dedicată hrănirii animalelor ce urmează să fie sacrificate. Și nu mai comentez aici despre componenta morală, psihologică a uciderii vieții animalului pe care îl vei mânca. Pe de altă parte, dacă este să ne uităm sau de fapt susținând aceeași idee, 80% din producția de antibiotice din Statele Unite pe an nu este dedicată utilizării pe om, ci profilactic pentru a fi administrat animalelor aflate în ferme, astfel încât să nu facă boli și astfel încât șeptelul sau producția de carne să fie păstrată predictibilă și să furnizeze necesarul de calorii în populație, astfel încât să continuăm cu partea asta de pandemie de obezitate. Deci, veganismul este impactant din mai multe puncte de vedere. Odată că amprenta de carbon, încălzirea globală și tot ce vine la pachet,
Pe de altă parte, proteinele de origine vegetală, în marea lor majoritate, sunt mai ușor de absorbit, de utilizat de către organismul uman. Noi suntem omnivori și aici vine un momentul la care trebuie să iau la pilă veganismul, în sensul în care suntem omnivori. Deci, o variantă poate și mai bună a poveștii ar fi ovo-lacto-vegetarienii. De ce? Pentru că ai partea de proteine de origine animală. Gama de beuri, sunt niște beuri, cel puțin unul dintre ele, pe care vegetarieni n-au de unde să și-l procure. Astfel încât, printr-o alimentație globală, care include și parte de alimente de origine animală, avem tot ce ne trebuie, astfel încât ca vegetarieni, ovo-lacto-vegetarieni, să trăim o viață sănătoasă, să nu ne îngrășăm și să protejăm și planeta. Dacă este să adăugăm la acest ovo-lacto-vegetarian și componenta carnivoră propriu-zisă, ne îndreptăm către plenitudinea definiției de omnivor, astfel încât ceea ce se va întâmpla va fi faptul că organismul își va putea construi musculatura mult mai rapid, mult mai ușor și mult mai temeinic, să zic așa, fiind omnivor, adică din când în când cu o masă de carne, două mese pe săptămână, după cum spuneam, decât un ovo-lacto-vegetarian. Restricția calorică corect făcută prelungește într-adevăr viața și scade riscul multor boli cronice. Pentru a înțelege mai bine ce trebuie să mâncăm, când trebuie să mâncăm și de ce trebuie să mâncăm, mergem la un nutriționist care ne explică, mai pe înțelesul tuturor, cum stă treaba cu intermittent fasting-ul, fasting-ul sau postul în accepțiunea tuturor. Haideți să urmărim! Despre beneficiile postului, ale veganismului, ale postului intermitent, au curs râuri de cerneală sau râuri de litere în online. Nu este cazul să mai spunem cât de bine este din când în când să renunțăm la produsele de origine animală și să facem câte un post și să respectăm posturile, cele două posturi mari ale anului, Crăciunul și Paștele. Știm din moș strămoș cât de bine făcea o zi de post negru ținut cu apă o dată pe săptămână, în vinerea de obicei. Chiar și acum se practică posturile miercuri și vineri. Postul de lapte, postul de ouă, postul de carne. Eliminarea pe termen scurt a unor categorii de alimente, mai ales aceste alimente de origine animală, care, da, într-adevăr, conțin o cantitate mare de grăsimi, conțin o cantitate mare de potențial toxine dacă sunt în exces, face numai bine corpului nostru. Însă, ceea ce vreau să atrag atenția ca medic și ca nutriționist este modul în care unii oameni înțeleg să țină posturile peste ani. De fiecare dată, înaintea unui post, în cabinetul meu de medic-nutriționist, facem planuri de post ca să nu ne îngrășăm. Cu teama aceasta intră aproape toată lumea, tot românul, în post, să nu se îngrașe. De ce? Pentru că alimentele de origine vegetală nu sunt atât de sățioase precum alimentele de origine animală. Plus de asta, noi nu avem cultura gătitului sănătos. Noi suntem obișnuiți să prăjim, să luăm alimente cât se poate de conservate și de preparate nepotrivit și să le consumăm doar pentru că sunt de post. Salamuri de post, pateuri de post, tot felul de brânzeturi și cașcavaluri de post, despre care ar trebui să fim foarte atenți pe etichetă, pentru că ne pot face mai mult rău decât bine. Știți că pe lumea asta există trei tipuri de grăsimi. Grăsimile bune, grăsimile rele și grăsimile foarte rele. Grăsimile bune se găsesc clar în regnul vegetal, avem nucile, alunele, migdalele, uleiurile. Avem însă grăsimile rele, care sunt grăsimile de origine animală. Desigur că putem să beneficiem și putem să alegem grăsimi de origine animală, de calitate, atâta timp cât nu alegem o carne foarte, foarte grasă sau dăm pielea puiului deoparte. Sunt oameni care nu mănâncă porc, dar când prind puiul cu piele e cea mai bună friptură. Este cam același lucru. Cele mai rele tipuri de grăsimi, până la urmă, sunt grăsimile trans, care sunt provenite din grăsimile vegetale hidrogenate, transformate fizic și chimic, astfel încât să poată să reziste în timp cât mai mult.
Aceste grăsimi se găsesc în, de obicei în variantele vegetale de cele mai multe ori ale produselor de pe rafturile alimentelor, mai ales de post. Așa că atenție la eticheta alimentelor, alegeți alimente cu eticheta curată și fără grăsimi trans, grăsimi hidrogenate. Pe de altă parte, sunt multe persoane care apelează la uleiurile de palmier, uleiurile de cocos, ca fiind grăsimi sănătoase. Ei, din punct de vedere nutrițional, atâta timp cât sunt solide la temperatura camerei, ăsta este semnul că nu sunt sănătoase pentru corpul uman. În post obișnuim să mâncăm foarte multe prăjeli, obișnuim să mâncăm foarte mulți cartofi, foarte multă fasole, linte, mămăligă, orez, paste. Chiar dacă le alegem integrale, dacă nu avem grijă de momentul în care alegem să le mâncăm, ne putem îngrășa, ne putem crește glicemia, ne putem îngrășa ficatul. Pentru că grăsimea de pe ficat nu provine de la grăsimea animală. Grăsimea de pe ficat provine de la carbohidrați în exces, pe care obișnuim să-i consumăm în partea a doua a zilei. Pentru că, nu-i așa, cu toții suntem ocupați, angajați în diverse activități pe timpul zilei, mâncăm un covrig, poate o banană, temir ce, și seara ajungem acasă și ne relaxăm de obicei prin mâncare. Seara este cel mai periculos moment în care să consumăm acești carbohidrați. Chiar dacă sunt de post, chiar dacă sunt gătiți sănătos și să spunem că nu îi prăjim, cartoful, orezul, pastele, mămăliga, fasolea boabe și toate boabele ar trebui să apară pe masa noastră la prânz, în timpul zilei, ca să apuce să fie consumate, pentru că acești carbohidrați reprezintă energie pentru corpul nostru și dacă le lăsăm în partea a doua zilei, nu facem altceva decât să ne creștem riscul de obezitate, de ficat gras și chiar de diabet. Fructele sunt preferatele noastre când vine vorba de variantele de post și de dulce, însă, din nou, mâncate în partea a doua zilei pot să fie mai degrabă nepotrivite pentru sănătate decât recomandate. Așadar, și un post ținut cu calorii în exces poate să ne dăuneze. La fel, intermittent fasting-ul. Studiile spun că această formulă de a mânca într-un interval orar de 8-10 ore este foarte bun și sunt total de acord, pentru că întrerupe în sfârșit patternul acesta pe care l-am căpătat de câțiva ani, câteva decenii, de a ronțăi permanent, de a ronțăi în continuu. Întotdeauna am spus că oamenii nu se îngrașă de la ce mănâncă și credeți-mă, când mănânci 3 mese pe zi, la intervale de timp regulate, nu ai cum să te îngrași. Te îngrașă ceea ce ciuguli între mese, pentru că de obicei acelea sunt calorii goale și chiar dacă sunt calorii sănătoase, sunt multe și mă refer aici la nuci, alune, migdale, fructe uscate, fructe în exces. Toate acestea costă la calorii și dacă persoana respectivă nu are activitate fizică și ronțăie permanent aceste lucruri între mese, nu face altceva decât să capete kilograme în plus în timp. Am foarte mulți pacienți care, mâncând sănătos, transformându-se în zona de vegan-vegetarieni, s-au îngrășat. În momentul în care sănătatea noastră ține de kilogramele în plus, atunci alegerea dietei trebuie să fie făcută cu multă, multă atenție și trebuie să aibă legătură cu necesarul caloric al fiecăruia, bineînțeles echilibrat și cu activitate fizică, pe care, din păcate, cu toții știm că este din ce în ce mai greu să ne găsim timp să o efectuăm. Foarte mulți dintre noi țin acest intermittent fasting într-un mod total nepotrivit pentru sănătatea și, de ce nu, silueta lor. Nu este în regulă să ținem și să pornim prima masă în partea a doua a zilei, astfel încât să mâncăm prima masă pe la 2-3, după amiaza și ultima masă 10-11. Trebuie găsit momentul potrivit întâi pentru ultima masă, care ar trebui să fie undeva între 6 și 8 seara, și abia
ulterior decizi care este prima masă din zi, aceasta putând fi ora 10 sau ora 12. Așadar, medical și nutrițional aș recomanda intermittent fastingul a fi făcut între ora 10 și 18 sau mai degrabă între 18 și 10, adică să mâncăm în acest interval de timp 10-18 sau 12-20. Este cel mai corect pentru buna funcționare a corpului și a metabolismului nostru. Nu are niciun sens să-mi infometez corpul în timpul zilei, atâta timp cât el atunci are nevoie de energie, de vitamine, minerale și să-i dau combustibil când nu-l mai cheltuie. Mă voi trezi peste noapte cu acel combustibil pe sub capotă, adică în depozitele de grăsime viscerale și subcutanate. A nu se înțelege că sunt și recomand doar două mese pe zi. Recomandam două mese, prima în jur de ora 10-12 și ultima nu mai târziu de ora 20. Bineînțeles că intermediar putem să mai avem o masă principală sau putem să mai avem o gustare în funcție de bugetul nostru de calorii. Așadar, desigur, nutriția modernă nu mai lucrează nici cu ore fixe, nici cu 5 mese pe zi, 3 mese principale și 2 gustări. Viața modernă nu ne mai permite să stăm cu ochii pe ceas și să mâncăm din 2 în 2 ore, din 3 în 3 ore. Este foarte greu să ne organizăm așa. Însă putem să ne gândim la o zonă de fasting, de intermittent fasting, care să ne ajute să oprim mâncatul și ronțăitul permanent. Pentru că nu e așa, începem de dimineață cu o cafea, cu un biscuite la cafea, continuăm cu niște nuci alune migdale sau o mână de covrigei, ne luăm un prânz destul de devreme, care nu ne ține de foame suficient până seara, până mai pe seară mai gustăm din ce este pe la birou, iar seara facem un adevărat festin. Asta a ajuns să fie viața noastră și, din păcate, această schemă nu este decât primul pas către obezitate, către boli metabolice, către hipertensiune, către diabet, către toate bolile care vin la pachet cu obezitatea. Iar persoanele care țin nepotrivit diverse diete, indiferent că este vorba de dieta vegană, că este vorba de dieta aceasta cu intermittent fasting, această nepotrivire în timp și a bugetului de calorii poate să-i coste mai multă sănătate decât vor ei să-și aducă în viață. Până data viitoare, chiar dacă încercăm sau nu să facem fasting sau să ținem post, eu zic să încercăm și cu sufletul. E cel mai util. Enjoy! Saying something like that's just a symptom of being overly alkaline. It just makes you mean and you can't think straight.